Vreau să vă spun că sunteți singura speranță, dar chiar singura speranță de a rezolva problema accidentelor în circulație și nu numai dumneavoastră personal, ci presa în general. Și vă spun de ce, în viziunea mea. Eu spun că reducerea numărului de accidente poate fi făcută în primul rând prin conștientizarea celor de la volan, dar ca să putem să-i conștientizăm pe cei de la volan și bineînțeles și multe alte măsuri, nu numai de conștientizare celor de la volan, de în primul rând conducerea noastră și parlamentarii și pe parlamentari și pe toate variantele de importanța acestui fenomen. Ați dat un nume interesant, războiul de pe șosea, sau în fine, războiul împotriva războiului de pe șosea. Dacă ne uităm la agenda zilei de astăzi, pe prim plan este războiul din Ucraina și este normal să fie așa, pentru că într-adevăr este ceva foarte special, foarte periculos și este normal. Un al doilea plan, imediat, este accidentul aviatic de la Constanța. Au murit 8 persoane, e o tragedie, într-adevăr. Dar dacă ne uităm până la cel mai înalt nivel, până la primul ministru, sunt tot felul de declarații, probabil participare la acest eveniment. De ce? Pentru că un astfel de eveniment creează emoție, creează empatie și este normal să se întâmple așa, să meargă autoritățile, să dea semnalul că încercăm să facem să nu se mai întâmple astfel de accidente. Dar faptul că în fiecare zi mor 5 oameni pe drumurile publice, faptul că sunt 25 de răniți grav și în jur de 70-80 de răniți ușor, nu mai mișcă pe nimeni. Nimeni, sau toată lumea este obișnuită cu acest fenomen. Mai apare la știri câteodată când sunt 4, când sunt 5, când sunt 7 morți într-un accident, o zi, două și gata. Deci trebuie să plecăm de la conștientizarea factorului politic, decidentului în general și a executivului în mod special, că trebuie luate măsuri. În ce direcție trebuie luate măsurile? Am ascultat cu mare atenție toată emisiunea dumneavoastră și pot să spun că au fost foarte multe lucruri foarte interesante. Au fost și câteva lucruri, să zic, incorrecte din punctul meu de vedere. Cred că au fost din exprimare. De exemplu, că riscul de accident crește odată sau scade odată, practic, sau siguranța rutieră scade odată cu creșterea numărului de sau în fine a traficului în zona respectivă, dar cred că a fost doar greșeală de exprimare, am opinii foarte corecte. Dar dacă faceți o retrospectivă, o să vedeți că toți, absolut toți cei care au discutat, au atins și punctul educație. Unii mai intens, să zic, mai apăsat, alții mai puțin apăsat. Eu o să mă refer strict la acest capitol, pentru că este capitolul pe care, să zic, îl stăpânesc cel mai bine și despre care pot să vorbesc. Avem mari probleme cu educația rutieră. În familie, în primul rând, se învață greșit, copiii învață greșit cum să treacă strada, părinții nu mai știu să învețe copiii cum să se comporte pe stradă. La școală nu se mai face nimic, din păcate. Ministerul Educației s-a opus foarte mulți ani la orele de educație rutieră. Acum se pare că este un proiect pilot, se pare că se fac primii pași, dar efectul se vede. În școala generală nu te învață nimeni sau nu învață nimeni copiii cum să se comporte pe stradă. Când vorbim de școala de șoferi, deși o să-mi pun din nou toți instructorii și toate școlile de șoferi în cap și o să scrie din nou tot felul de articole și tot felul de amenințări la adresa mea că ce am eu cu școlile de șoferi. Am, pentru că școala de șoferi sau în școala de șoferi se fac lucruri prea puține, insuficiente. Nu se face nimic, absolut nimic despre starea sau despre elementele tehnice ale mașinii moderne, da? Despre ABS, SP, controlul tracțiunii, ce înseamnă anvelope de iarnă, de vară și așa mai departe. Nu se face nimic despre conducerea defensivă. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm în școala de șoferi. Regula celor 2 secunde, regula fermoarului, poziția corectă la volan, a picioarelor pe pedale, a mâinilor pe volan și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie învățate în școala de șoferi, dar instructorii nu au nicio vină directă, ci programa are o mare problemă. Și, bineînțeles, examinatorii trebuie obișnuiți ca să înceapă să întrebe și despre aceste lucruri. Iar după ce terminăm școala de șoferi, la 18, la 20, la 30 de ani, nimeni nu ne mai învață nimic, nimeni nu ne mai trage de mână, nu se mai întâmplă nimic și vei spune, păi de ce trebuie? Că am făcut școala de șoferi, e suficient. Pentru că în toate meseriile de pe lumea asta se face protecția muncii. Protecția muncii are rolul de a atenționa lucrătorul respectiv ce să facă sau ce să nu facă ca să nu facă accident.
în cea mai producătoare meserie, producătoare de victime, meserie de pe glob, în România nu se face această protecție a muncii. Care ce înseamnă? Înseamnă să-i spui șoferului periodic ce poate greși, ce nu poate greși, ce s-a mai schimbat și în legislație, și în tehnică, și așa mai departe. Până când nu vom înțelege că, în primul rând, este o problemă națională, morții de pe șosele, victimele de pe șosele sunt într-adevăr o problemă națională. Avem cei 1800 de morți, avem cei aproximativ 8000 de răniți grav și cei 30.000 de răniți ușor în fiecare an. Tragedie maximă, război cu adevărat, se întâmplă acum și astăzi vor muri 5 oameni în România. De până când nu se va face ceva în această zonă, și bineînțeles tot ce s-a spus până acum s-a spus foarte corect. Avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de drumuri corecte, avem nevoie de barcaje corecte, avem nevoie de implicarea a tot ce înseamnă sisteme speciale, sisteme electronice și așa mai departe. Dar cel mai rapid și cel mai ușor trebuie făcut, sau cel mai repede trebuie făcut sau implicat în zona de educație. Da, aveți perfectă dreptate. Mă gândesc că citisem într-o carte a lui Ioan Chirilă în vremea regimului comunist, mă rog, era despre fotbal, nu știu pe unde călătorise și observa în Spania. Și observa acolo că șoferii sunt agresivi, dar nu și șoferii profesioniști. Iau o pâine de mâncat din meseria asta și acționează cu mai multă responsabilitate decât unul care, nu știu, se plimbă și el dintr-un loc în altul. Ori la noi constat cu surprindere că șoferul profesionist este mai agresiv. El cu dubița vrea să depășească SUV-ul, nu mai vorbim cu camioanele, mai au și sunt inscripționate, își fac reclamă firmele respective. Păi, unul care te șicanează în trafic, nu știu, n-ai o amintire prea plăcută, îi face rău și proprietarului mașinii, dar cred că ei ar trebui să aibă o instruire în plus, un curs de genul ăsta, pentru că ei stau cel mai mult în trafic, nu? Merg și eu o dată de două ori pe an, de trei ori pe an în afara localității. El din asta trăiește. În primul rând, trebuie să înțeleagă sistemul că acest gen de pregătire este mai mult decât necesar. Dacă puteți să credeți, atunci când proiectul de lege era, pentru că din fericire a trecut proiectul de lege de Parlament, a fost semnat, a fost promulgat de președinte, este în monitor oficial, dar dacă puteți să credeți că acest proiect de lege a primit aviz negativ de la principalele ministere, inclusiv de la Guvernul României, a primit aviz negativ. De ce? Nimeni nu are nicio explicație. Toată lumea consideră că da, ne trebuie, avem nevoie, dar când vine la noi dăm aviz negativ. Din fericire, acest proiect a trecut. Acum urmează să se facă, să se facă normele. Nu va fi ușor, pentru că și aici sunt tot felul de probleme. Dacă puteți să credeți că școlile de șoferi se opun unui proiect de educație. Spun nu, nu ne trebuie, nu avem nevoie. Fac tot felul de scrisori, tot felul de petiții, că nu e nevoie de un astfel de proiect. Consideră că ce fac ei acum este suficient, nu mai trebuie nimic, deși rezultatele se văd pe stradă, spun nu, nu ne trebuie așa ceva. Sistemul este inhibat pur și simplu. Dacă cineva de sus, dacă nu ia cineva taurul de coarne, să conștientizeze și să ducă astfel de proiecte la bun sfârșit, nu se vor întâmpla astfel de proiecte. De educație și Ministerul Educației se opune orelor de circulație, de educație rutieră. Și contraexemplu este școala franceză din București. Copiii de la școala franceză din București primesc permis de pieton. De ce primesc acest permis de pieton? Ca să-l conștientizeze pe copil. Trebuie să treacă de niște chestionare, să învețe că trebuie să-și pună casca în cap când merge cu bicicleta, să-și pună centura în spate când merge cu tata cu mașina și așa mai departe. Dar fac acest pas. Sistemul nostru de educație spune nu, nu ne trebuie. Școlile de șoferi, nu, nu schimbăm programa. Este bine ce facem acum. Și atunci aici suntem la capitolul educație.
din păcate, suntem atât de rău din acest punct de vedere, încât este foarte greu să ne ridicăm dacă nu devine acest subiect o problemă națională. Și repet cu ce am început, doar presa mai poate să tragă acest semnal de alarmă cu adevărat, pentru că se pare că cei care ne conduc nu conștientizează. Într-adevăr, au multe probleme. Și costul energiei, și războiul din Ucraina, și multe, multe alte probleme. Dar această problemă este singura problemă gravă care persistă de 30 de ani, este în creștere. Și dacă am avut acum 7 ani sau 6 ani evenimentul de la Colectiv, unde au murit 60 de oameni, unde a fost o mare tragedie, dar a creat atâta emoție și atâția ani, că și acum încă mai sunt, să zic, efecte ale acelei tragedii, faptul că la fiecare 2 săptămâni mor 60 de oameni, să zic, similar cu ce s-a întâmplat la Colectiv, nu mai afectează pe nimeni. Faptul că pe drumul se moare nu mai contează. Și atunci trebuie tras acest semnal de alarmă, repet, doar presa poate să tragă acest semnal de alarmă cu adevărat.